În principiu, scopul acestui canal, ca să zic așa, nu este neapărat să educe, ca să zic, în mod exclusiv pe cineva. Adică eu să încerc să fiu cât mai de ajutor atât oamenilor care doar fac sală, cât și antrenorilor, ca să zic, sau potențialilor antrenori care poate vor să devină și nu știu neapărat de ce este nevoie, ce presupune de fapt să fie antrenor, pentru că nu este doar ideea de asta în sală și dacă ți-e place să te antrenezi, înseamnă că o să fii un antrenor bun. Exemplu clasic de fotbalist, nu fiecare fotbalist bun este un antrenor bun. Same shit. Așa că da. Scopul acestui canal în mare parte este să promovezi gândirea critică, să dea peste nas la proști și în general să ne simțim bine, ca să zic. Pentru că până la urmă nu este nimic complicat în toată chestia asta cu fitness-ul, cu sala, cu sportul, ca să zic așa. Detaliile contează, pentru unii mai mult, pentru alții mai puțin. De asta plătești un antrenor personal, dacă merită. Și da, overall tot este foarte simplu. Notează-ți scopul, găsești calea, execută, you're safe.